Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Totul pentru familia mea, episodul 71. Asi discută cu Sevgi despre motivul pentru care ea și Suzan îi ascund lui Omer că este fiul lui Ahmet. Shengul cumpără o mini-rulotă și își deschide o afacere cu mâncare gătită de ea lângă restaurantul lui Gonul și îi fură toți clienții. Nebahat este confuză și dezamăgită după ce a aflat că Ahmet este căsătorit. Neavând cui să-i se destăinuie, îi cere părerea lui Suzan pentru că se gândește că ea ar înțelege-o cel mai bine. Desigur că nu știe despre trecutul ei cu Ahmet. Fiindcă are nevoie de ea, nu o concediază de la club. Akif o convinge și el pe Nebahat să îl angajeze la club, dar Ayla îl avertizează pe Ahmet în privința lui. Omer continuă să lucreze și el la restaurantul de la club și îi povestește lui Akif cum Tolga a ajuns în spital, după ce tatăl lui l-a lovit. Akif îi dă o palmă lui Tarhan și spune în auzul tuturor ce a făcut. Imediat, Omer îi ia pe Ogulcan și pe Aibic și merg să-l împiedice pe Tarhan să-și descars furia pe Tolga și pe Leila. Celor doi colegi le spune că erau în trecere și s-au gândit să-i viziteze. Văzând că au musafiri, Tarhan nu poate să le mai facă nimic și pleacă într-o călătorie de afaceri. Această vizită creează mai multe neînțelegeri între Susen și Omer pe de o parte și între Berk și Aibic pe altă parte. Asi și Yasemin sunt finalistele concursului de șah. Tolga vede că Yasemin îi pune somnifere în apă lui Asi ca să își asigure victoria. Împreună cu Aibic creează o diversiune și schimbă sticlele celor două concurente. După ce Yasemin adoarme la masa de șah, ei spun colegilor ce a făcut. Ulterior, Sarp și Yasemin le întind o cursă celor patru verișori și lui Doruk, ca să pice un test important. Omer îl împinge pe Sarp și el cade în coșul de gunoi. Seara, Sarp merge acasă la Omer cu doi prieteni și îl bate. Când pleacă, o accidentează pe Emel, care a mers singură la magazin cu bicicleta. Nimeni nu vede accidentul și Sarp se lasă convins de prietenii lui să fugă. Cineva o găsește apoi pe Emel și cheamă ambulanța. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.